Speriamo che in acest moment, această pauză competițională ne-a fost de folos pentru a reveni din punctul de vedere moralul, pentru că noi venim de la o infringere în primul match din play-off și atunci am lucrat, am cercat să facem, să revenim din acest punct de vedere, dar vom vedea după match. Normal că întotdeauna după un match, mai ales acest cu Craiova, vom afla dacă a fost o pauză competițională bună pentru noi. Sì, da, beh, timpul într-o pausa ai oricum 2 settimane și noi faptul că am pierdut a casa primul match a fost ca o duș rece și a fi trebuit să refac un pic moralul la băieții după că am stat a casa 2-3 zile, dar în acest moment vedo băieții che s-au pregătit foarte bine și cred eu că putem face un match importante. Ma fiecare match are istoria lui, non mi gandesc la arbitrage, ciò che ha fost, ok, ho fost in questi episodi neclare a colo, dar se può spune che fiecare match are istoria lui, și nu mi gandesc la altceva decât să fim foarte concentrați și cu încredere, cu curaj să jucăm acest match, pentru că trebuie să mergem acolo, să castigăm toate trei puncte. Pentru că vedeți cum e play-off-ul, Craiova parcă era al patrulea echipă, spunem așa, într-o ierarhie după sezonul regulare. Acum, vedeți, e pe, spun așa, între ghilimele, pe locul 2, chiar dacă e același punctaj cu noi. Și atunci vedeți că pierzi un match în play-off și se poate întâmpla orice, suntem toți aproape, numai un pic mai departe FCSB. De la loturi au venit bine, așa, binișor, și n-a jucat mai mult, normale. Asta copii, Badescu, Borza, au jucat, au făcut și bine, au avut un rezultat extraordinar cu Germania. E, ceilalți, normale, Marian n-a jucat, Pusin a jucat și Albiol, dar naționale lor trebuie să fie asta, rapidul, pentru că noi avem de a juca 9 meciuri, che sunt 9 finale, și una l-am pierdut. Și atunci trebuie să fim concentrați acum pentru acest final de sezon, spunem așa, pentru că următoarea acțiune de o naționale se face când se termină play-off. Beh, non è che un match tutto sa un nemic, è un match forte, forte importante, pentru che, ripeto, venim de la o infringere noi, și asta pentru noi trebuie să castigăm aceste 3 puncte pentru a nu îndepărta de locul fruntaș de la FCSB, dar e normal că nu e decisiv, dar e un match importante, deja al 2-la etapă din play-off, deja devine pentru noi, pentru faptul că am pierdut, și atunci devine un problemă. Cu suporteri? Beh, io spero che da, no, io ci tesco a voi che sentesse pressa e voi annunciate lucruri in pressa, care sunt voinți asta, dorința de suporteri, cred eu che vor ajunge acolo in numero mare, și sper că in numero mare, și sper che ne vor incuraja, lucru che, ripete, ha fost o atmosfera așa in Giulesti, in primo match, s-a întâmplat de tot, meciul cu Farul, din păcate, aici la Rapide niciodată e liniște, și speram, dar băieții trebuie să stau departe de acest lucru, pentru că nu ne intereseze. Dar pentru că e normal că noi sprijinul suporterii e foarte important, mai ales că sâmbătă, probabil, eu nu bine că am fost acolo, va fi aproape plin, pentru că e un match, un cap de afiș, oricum, e un derby, și încurajare pentru noi e foarte important pentru băieții care sunt pe teren. Ma in questo momento, ma credo che da, credo che probabile sì, da Casciuco ha dorito sa duca il padrono Sciuco Guiei, è importante a questo luogo. In questo momento cercammo a questa famiglia fosse un picca, come si spune, destabilizzata, ecco, bravo.
Ma vabbè, noi non ne gandim l'asta, noi ne gandim l'aspetto sportivo, ci trebuie sa castigam, e dopo vom vedere ce se intemple, e fiegare, e via sei asta, quando hai infringi, è normale, riesti de sa magite, asta e via sa, noi cercam sa castigam, e ci credo io che è un lucro buono, che ha accettato Domnul Sciucu de a sta cu, de a face, de plassare cu galleria. In acest momento, unde sunt problemi, credo io che non si può spune che è un lucro negativo, asta, io lo vedo che è un lucro positivo, no? Pentru sa film, sa stringem rânduri, pentru che, ripeto, acest lucro che s-a întâmplat cu farul, din păcate, ne-a prăbușit în acest match, spunem așa. No, Alex, ma din punct de vedere sportivo, sincer, pentru mine n-a fost un match așa jucat așa de slab, zic eu, pentru că oricum am avut ocazie, am ratat și în această situație ocazie foarte bune. Ripeto, è vero che con Daga non si face nimic, dar abbiamo avuto casi che Daga merge in avvantaggio noi, probabile si schimba. L'atmosfera non ne ha aiutato, pentru che asta s'è întâmplată. Dar sper che sa fie un singur episodio asta, și deja începând de la Craiova, suporte vor sta lângă noi, dar n-am dubbi che vor sta lângă noi, sigur, știm che vor fi un numero mare și speram în continuare să-i facem fericiți după meciul. Da. Uite, acum, in acest moment, io non mi gândesc la un giocatore che Albiol Rahmani, che ha fatto un lucro, che ha fatto lucruri foarte bune aici cu Rapidul, și de-aia date și șansa Rapidul, că l-a luat, el a jucat, dar și e merito echipa întreaga che îl pune in stare să dea gol. El e un atacante extraordinario, zic io. Și e normale că are oferte, dar nu mă gândesc la cum, în acest moment nu mă gândesc la dacă pleacă, pentru că noi avem 9 meciuri unde depinde și destinul nostru, adică viitorul nostru de antrenori, de jucători, și atunci suntem sub, cum se spune, examen, no? Și atunci nu mă gândesc la Rahmani când va pleca, probabil va... poate che va a plecare la sfascito vara, pentru che è normale che dacă ai offerta nessun giocatore in Romania indispensabile, come si spune, dacă ai offerta de câțiva milioni è normale che va a plecare, dar acum el trebuie să se gândească să facă un final de sezon foarte bun, pentru che rimane in mente la operatori de mercato, impresari, cluburi, finale de sezon, înțelegi? Și atunci el trebuie să fie concentrat să dea anche goluri Rahmani, no? La următoarea echipă, dacă va fi o echipă. Sì, da, ieri ho aggiunto dentro posizione, dica locul 2, locul 3, ok, lascia puntaggio con noi. È normale che a colo, quando abbiamo aggiunto io a colo la Craiova, ha fatto 6 vittorie, ci hanno depresciato il CFR, cioè è normale, è un medio importante, e a colo è ambizia mare, di parte patronului, giocatori, ha un'equipa buona, e questa è probabile la situazione che non fossi io a colo in 2012 per pandemia. Și e normale che è un'equipa forte buona, dar noi trebuie să ne gândim la noi. Noi avem o echipă buna. Noi am jucat bine. Io credo che ha fost o adunare de multe probleme in meciul ăsta cu Farul. Dacă noi riuscim să ne concentrăm din nou pe plan sportiv, asta io credo che putem face un play-off extraordinar de bun. Și meciul e dificil pentru că au jucători în față, jucători cu forță, cu viteză, au, mi se pare, un colettivo buono, dar putem castiga come putem castigarci 3 settimane in urma la Craiova. Dopo si è terminata la gara, remisa,
Dar noi mergem acolo pentru a castiga acest meci și băieții trebuie să se concentreze, să se focuseze numai pentru meciul ăsta din play-off. E o finală, normal, cum e tot meciurile celelalte echipe, de celelalte echipe. No, non fa che niciodată tabele, chance trebuie să castigi multe. Cum s-a întâmplat când am fost la Craiova, am castigat 6 meciuri din 6, adică nu e că trebuie să castigăm 9 meciuri, dar ai nevoie de 6 vittorie cel puțin, adică trebuie să castigi, sunt 9 meciuri, dacă ai 7 puncte de la FCSB, trebuie multe puncte. Adesso nu vreau să fac tabele că nu mă pricepe și nici mă duc noroc asta tabele. Știu că trebuie să castigăm, să știu și băieții că trebuie să castigăm multe de aceste meciuri, din aceste 9 meciuri. Patronul întotdeauna avem discuțiile cu el pentru că ne gândim la în acest an, la următorul, cioè, trebuie sunt discuții che se fac întotdeauna dintre antrenorul, staff tecnico și patronul. Asta e, am avut întotdeauna, am în această situație relația foarte bună cu el și ne gândim să facem cât mai bine ceea ce putem îmbunătăți, dar asta sunt lucruri, vorbim în generale despre în ceea ce privește echipa, nu e presiune pentru oricum. Cum a zis el, presiune è un privilegio, la rapide. Dacă esti la rapide, știi întotdeauna che trebuie să castigi in fiecare match, pentru că sunt suporteri exigenți și clubul. Și atunci nu e che e un lucru. Două zile după meciul cu Faru, două zile la Roma și gata, numai asta, că după am revenit și m-am gândit numai la acest match cu Craiova, e și un match pentru mine, am fost acolo, mi place să castig acolo, no? Pentru că e normale, am stat acolo, am făcut, cred eu, performanță, pentru că să joci cu titlul pe masă, împotriva o echipă foarte, foarte bună, pe acea vreme, cum era CFR, cred eu că e o performanță. După, speram acum să facem performanță aici. No, știți, ieri am aflat de această pedapsă, dar nu, sincer, n-am o opinie clară, adică pentru că nu am fost tot timpul să mă gândesc la echipa noastră și am aflat ieri, dar nu am făcut o opinie clară despre această situație. E normal că ceea ce au făcut acolo probabil a fost și mai rău decât s-a întâmplat în meciul cu FCSB, așa, la prima vedere, așa, de ceea ce mă amintesc, pentru că am văzut meciul ăsta în televiziune și ceea ce au făcut că s-au bătut cu Gendarmi a fost mai rău decât meciul cu FCSB, cu petarde și cu asta. Scuze? Da, m-am uitat, am fost, sì, m-am bucurat, pentru că oricum pentru el. Mi bucur pentru că l-am avut ca giocatore, s-a dus la Atletico Madrid, n-a jucat pentru momentul și e greu că va juca în următoarele etape, dar m-am bucurat că a apărat bine mai întâi pentru Porta Națională România, che è primul loc importante, și după pentru el che a fost oricum un fost giocatore rapidului și am lucrat cu el și a făcut bine, l-a făcut meciul ăsta. Come ad esempio, se non dao molto, non dao, cioè am auzit, dar nu stau să me gândesc la altceva din afara strict plan sportiv și cum trebuie să arate echipa, nu me gândesc la, pentru că vorbesc multă lume aici în România și noi, dar în toată lumea, fotbal se întâmplă așa. Fosti giocatori, fosti antrenori, mi se legge, è normale, io non mi gândesc, trebuie să fiu concentrat io
per ciascuno trebuie su, non mi da occupare che non esiste, di parte mia.